Ce înseamnă izgonirea lui Adam din rai? Sau cine este Adam și ce este raiul? Ați citit de multe ori în Cartea Afacerii că atunci când Dumnezeu a făcut om, l-a pus în grădina raiului, iar acest rai a fost creat de mâna lui, a fost sădit cu pomi, a fost sădit cu flori. Asta în termenul nostru de înțeles pământesc, pentru că în momentul în care a fost potopul, raiul a fost ridicat la cer în starea duhovnicească, iar pământul Mesopotamiei de astăzi, din întâmplare, face că este un pământ păgân. De ce am amintit acest lucru? Ca să înțelegeți că existența lui Adam a fost una reală. Deci Adam nu a fost înger, Adam nu a fost duh, Adam n-a fost mit sau închipuire. Adam a fost primul om de pe pământ creat de Dumnezeu, iar când Dumnezeu a constatat că este singur, l-a adormit și i-a scos una din coaste, făcând femeie. Deci acesta este primul fenomen, dacă vreți să spunem în termeni tehnici și moderne zilelor noastre, de clonare. De ce am amintit lucrul ăsta sau am folosit termenul ăsta? Pentru că foarte multă lume este înspăimântată de acest fenomen. Vai, ai văzut, poate să dubleze omul. Nu are nicio treabă. Este un lucru pe care Dumnezeu l-a făcut cu mii de ani în urmă și l-a făcut la modul ca Dumnezeu fiind și creator, ca un lucru simplu și ușor. El a zis și s-a făcut, el a poruncit și s-a zidit. Și a spus pământului să iasă iarbă. Și a spus apei să scoată pește. Și a spus cerului să dea păsările. Și apoi s-a suflecat și s-a apucat de plămădit cu pământ, exact cum facem noi chirpicii, și a creat această făptură numită omul. Această făptură în care a amestecat două lumi. Una îngerească și una pământească. În cea îngerească a pus sufletul și suflând asupra lui Adam a suflat suflare de viață și a fost Adam cel din tâi, Apostolul Pavel, om cu suflet viu. Și de ce folosește termenul de suflet? În momentul când a creat Dumnezeu tot ce este în jurul nostru, a zis cu cuvântul, pe om l-a alcătuit personal, cum spune psalmistul David. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Și care sunt mâinile lui Dumnezeu? Una din mâini este Duhul și una din mâini, deci Duhul Sfânt, și una este Fiul. Duhul Sfânt a desăvârșit creația prin ceea ce sărbătorim noi în acest post. Învierea sau ridicarea omului din păcat, păcatul adamic, mă refer. Și una din mâini a fost Fiul care a venit și s-a răstihnit luând chip de om și demonstrându-ne nouă, chiar a pus cineva într-o seară un punct de vedere, dar bine, dintr-o minte puțin mai bolnavă. Zice, cum e posibil Dumnezeu care-i Duh și energie și putere să creeze El un om ca noi neputincios pe pământ? Tocmai ideea, pentru că e Dumnezeu. Deci tocmai pentru că e Dumnezeu. Și atunci ce a făcut? A deșertat voia cuvântului său între oameni. Exact cum ar fi un strop de ploaie care vine dintr-un nor și cade la rădăcina unei plante și îi dă posibilitatea să meargă mai departe până la a face sămânță și floare. Același lucru l-a făcut Dumnezeu. Și-a picurat dumnezeirea la rădăcina omului. Și unde s-a așezat? În pântecele Fecioarei Mariei. S-a născut om ca noi sub vrem, a luat chip de rob ca noi sub vrem și a vrut să pătimească cot la cot cu Adam, cu Adam cel vechi. Și de ce a vrut să pătimească? Ca să înțeleagă ce? Căderea lui Adam și Adam să înțeleagă smerenia lui Dumnezeu. Aici apar două paralele care merg pe aceeași direcție, dar care au puncte diferite. Avem întâi un Adam care caută dumnezeirea din rațiune și vrea să o vadă cum îi vine dracul la pom, că doar ați citit în facere și spune, a zis Dumnezeu că dacă mâncați veți muri,
Și el a zis, da, a spus Dumnezeu că dacă vom mânca, cu moarte vom muri. Cu moarte vom muri. Deci iată ce frumos. Cu moarte vom muri, nu vom muri. Ca să se înțeleagă că era vorba de două morți deopotrivă. Prima moarte a fost cea sufletească, când Adam și-a pierdut veșmântul de lumină. Și aici avem explicația într-un termen scurt. Gol fiind, nu se rușina. Deci gol fiind, nu se rușina. Și dacă ați observat la lumea destrăbălată de astăzi, goi fiind, nu se rușinează. Dar nu în starea adamică, ci animalică. Deci simt persoanele să-și arate sânii, fundul, picioarele, mușchii, dar nu adamic, animalic. Deci este imaginea animalică a omului. De ce? Pentru că dincolo de animalul din noi, la căderea lui Adam s-a spus așa. Și izgonindu-l pe Adam din rai, l-a îmbrăcat în haine de dobitoace. S-a apucat Dumnezeu de pomenești să prindă oi și boi din rai, să-i spintece cu cuțitul și să se dea la cusut, ca cojocarul, să-i facă lui Adam pantaloni și izmene. Nu! I-a luat simțurile fine duhovnicești și l-a făcut un animal îndumnezeit, este cartea marului teolog grec, în care a lăsat ce? Un suflet nealterat, dar chinuit, într-un trup căzut, opacizat. Adică, în clipa în care și-a înfipt dinții în pomul cunoștinței binelui și răului, în clipa aceea, Adam a pierdut nemurirea veșnică, a pierdut nemărginirea, a pierdut paradisul, a pierdut starea transcendentală, cum e termenul ăsta modern, teologic. Și s-a trezit cum? S-a trezit gol, flămând, însetat, bolnav, închis în temniță, țineți minte, închis în temniță și necercetat. Că așa a spus în duminica trecută, gol am fost și nu mi-ați dat să mănânc, flămând am fost și nu m-ați hrănit, închis în temniță și nu m-ați cercetat, bolnav și n-ați venit la mine. Și spune acolo, întrucât n-ați făcut celor mai mici, mie nu mi-ați făcut. De ce această exprimare tocmai l-a înfricoșat a judecată? Chiar într-adevăr, singurul motiv de mântuire este semenul nostru pe care dacă eu l-ajut, am rezolvat problema. Milostenia e o stare care îți aduce mila și trezvia. Adică dacă ai respect față de semenul tău, ai respect și de Dumnezeu. Dar aici problema este mult mai acutizată și este mult mai adânc ascunsă în istoria acestei căderi. În clipa în care Adam a fost în rai, a avut mai multe căderi deopotrivă. Și o să vedeți cum sunt ele așezate după Simeon Nou Teolog. Deci să vedeți o treaptă ierarhică a valorilor. O găsiți tâlcuită în cartea Părintelui Stăniloae, care se cheamă Trăirea lui Dumnezeu în Ortodoxie. Spune așa că prima etapă de căderea lui Adam a fost faptul că i s-a dat posibilitatea să trăiască liber. Deci omul este prima făptură liberă creată de Dumnezeu. Îngerii au fost obligați să asculte de Dumnezeu, creația a fost obligată să asculte de Dumnezeu. Și de ce? Ce a spus creației? Creșteți și vă mulțiți! Ce a făcut creația? Pomii își duc roada lor din veac în veac. Vin agronomii și ameliorează soiul, dar nu schimbă fondul. Grâul crește în continuare, porumbul crește în continuare, bradul crește în continuare, mărul crește în continuare. Adică până la sfârșitul veacului, cireșul tot cireș va fi, ciulinul și mărăciniul tot ciulin va fi. Dar când l-a creat pe om, i-a pus voia de sine stăpânitoare. Aceasta este prima urmă de cădere în Adam. Voia de sine stăpânitoare. Și de ce vorbim de voia de sine stăpânitoare? Fiindcă omul se plimba prin frumusețile raiului cu o libertate care o avea doar Dumnezeu.
Fiți foarte atenți. Deci această libertate o are doar Dumnezeu, care o și poate dărui. Și i-a dăruit-o omului. Dar de ce i-a dăruit-o? I-a dăruit-o pentru că știa că este creat coruptibil. Deci are dreptul să se răstoarne, dar de bunăvoie. A doua cădere pe care a făcut-o Dumnezeu în rai omului, sau o etapă din care noi ne dăm seama că omul a progresat spre pământ și nu spre cer, este aceasta. Să luăm Sfânta Scriptură și să ne uităm cu atenție. Și a zis Dumnezeu, nu-i bine să fie omul singur pe pământ, nu în rai. Nu în rai, pe pământ. Deci înseamnă că Adam în libertatea lui nu avea măsura înălțării unde în sfatul treimii să poată gândi ca Dumnezeu. De ce? Că nu era Dumnezeu. Deci tot ce e creație rămâne creație și tot ceea ce numim creator este superioritatea creației. Deci ceva necreat. Asta este Iosif Vrenie, în purcederea Duhului Sfânt. Dumnezeu, dacă va lua un filozof să analizeze, aici vă dau termenul exact cum spune în carte, dacă vreun nebun la minte ar întreba vreodată cine l-a creat pe Dumnezeu, vei merge în superioritatea creației până vei ajunge la cineva necreat. Și acela e absolutul. Deci acela este izvorul dumnezeirii sau atributul acela maxim care înseamnă atotputernicia lui Dumnezeu. Și infinitul lui Dumnezeu. Folosind termenul infinit, este un termen bolnav din ăsta teologic clasic. Veșnicia lui Dumnezeu. Fără de început și fără de sfârșit. Acesta e termenul adevărat. Și atunci Adam nu avea acest... Deci Adam nu avea acest veșnic. Putea fi veșnic, dar nu-l avea, pentru că avea o limită când a fost creat în ziua a șasea și a câta a creației. De ce am amintit lucrul ăsta? În clipa ce Dumnezeu a constatat că omul este singur, deci în clipa în care Dumnezeu a constatat că omul este singur și are nevoie de un tovarăș, se vede că Creatorul a înțeles mărginimea creației și libertății omului. Și cum ne explicăm lucrul acesta? Poate dumneavoastră o să vi se pară bizar. Pe mine m-a interesat și chiar am cercetat. Dacă Dumnezeu știa că Adam nu va cădea niciodată, încă din creație, omul nu ar fi fost înzestrat cu ce? Cu organe de reproducere bărbătești și femeiești. Și a zis să-i facem lui femeie, n-a spus să-i facem tovarăș. Deci țineți cont. Vedem din prima ritmul biologic, masculin și feminin. De ce? Pentru că în veșnicia lui Dumnezeu și în tot știința lui Dumnezeu și în tot puternicia lui Dumnezeu se vedea din nou o altă etapă inferioară a omului. Și cum o putem deduce aceasta? Că cineva va zice, poate că e doar o idee concepută a teologilor. Nu. Cu cât Adam intra la sfat cu Dumnezeu, deci cu cât Adam intra la sfat cu Dumnezeu, îl punea pe Dumnezeu tot în mai mare dificultate, dar nu într-o dificultate din aceasta pământească, cum facem noi ca părinți sau ca copii față de părinții noștri. Vreau casa mea cu 3 etaje, păi nu că vreau culoarea roșie, nu că vreau gardul de fier, nu că vreau haină maro, nu din astea. Având puterea de a comunica cu Dumnezeu și omul fiind limitat și vorbind cu Creatorul care era nemărginit, punea niște întrebări sau avea niște dialoguri cu Dumnezeu atât de profunde încât Dumnezeu din aceste deducții pe care Adam le discuta cu Dumnezeu își dădea seama că omul are o anumită măsură. Și atunci a pregătit încă din începutul creației ce un om dublu. Un om cu suflet viu, deci care are calități infinite, sufletul, și un om care are calități mărginite, trupul. Trupului i-a dat toată înzestrarea și potența necesară de a exista și de a se conserva.
în vecii vecilor, pe măsura ritmului biologic. Sufletul i-a dat toate puterile de a se uni cu Dumnezeu. Dar până ce omul va hotărâ să ia calea biologică sau calea spirituală, toate rămân în mâna sfatului său. Că așa spune în Scriptură. Și l-a creat Dumnezeu pe Adam, lăsându-l în mâna sfatului său. Deci, vedeți? Adame, cum vrei tu, așa vei face. În momentul în care i-a creat femeia, o să vedeți la Inocențiu de Odessa, în colecția Ogorul Domnului, ca să vă spun și de unde le-am citit, că Dumnezeu a simțit nevoia ca în momentul în care a creat-o pe Eva să-l adoarmă pe Adam. Nimeni n-a constatat de ce această adormire a lui Adam. Este o altă formă de căderea omului. Iată încă un lucru inferior omului. Putea Dumnezeu să o creeze pe Eva alături de om cu ochii deschiși. Și veți întreba, de ce a fost nevoie să-l adoarmă și de ce n-a vrut să o creeze cu ochii deschiși? N-a vrut să o creeze pe Eva cu ochii deschiși ai omului, pentru că automat omul și-ar fi dorit această putere de a crea oameni ca și Dumnezeu. Și aici Sfântul Vasile cel Mare și un comentariu al lui Serafim Roz arată. Și Părintele Cleopa spunea în termenii lui călugărește, așa ciobănește de sihăstria. Bă! Când l-a creat Dumnezeu pe om, l-a făcut să se mulțească ca îngerii. Să uita femeia cu bărbatul unul la altul, să sfătuiau, doreau un copil și ea rămânea însărcinată cum Maica Domnului a purtat în pântece pe Hristos fără de sămânță. Deci iată măsura spiritualității înaltă gândită de Dumnezeu pentru Adam în cazul incoruptibilității veșnice și ar fi devenit Adam om Dumnezeu, adică ceea ce a trebuit să facă Hristos la răstignire. Iar modul de înălțare a omului până în vecii vecilor, în veșnicia slavei lui Dumnezeu, ar fi fost nu neapărat prin răstignire, ci Fiul ar fi avut cu tot o altă menire de a-l urca pe Adam din treapta îngerească într-o treaptă mai superioară. Așa a trebuit omul în cinste fiind să se alăture dobitoacelor. Și de aici Dumnezeu să ia chip de rob ca să-l aducă pe Adam măcar la starea de unde a plecat, la starea de har, ca așa i s-a și spus. Și vei sta în pământul din care ai fost luat, du-te din pământul din care ai fost luat, până te vei întoarce în pământul din care ai fost luat. Vedeți, sunt două pământuri. Avem de data aceasta un pământ biologic, din care ne hrănim și dăm cu chimicale și ne otrăvim singuri, făcând producții roșii, ardei și cartofi și zarzavaturi. Deși nouă ni s-a spus, muncește pământul cu trudă și cu spini. Ei, noi am înlăturat spinii, am lăsat numai o travă, chimicale. Iar al doilea pământ era pământul despre care spunem fericiri. Și așa spunem fericiri. Fericiți cei blânzi, ca aceia vor moșteni pământul. Despre care pământ este vorba? Despre pământul raiului pierdut, în care la înviere îl vedem pe Hristos, pe tâlhar și pe Adam. Deci tâlharul cu cruce în spate trece în fața lui Adam, care n-a știut să poarte o cruce, și l-a învățat tâlharul bătând șaua spre ceapă iapa, uite Adam, e cam așa trebuia să duci crucea. Și din urmă Adam, dar plin de bucurie și de veselie, căci lacrimile Evei în bucurie le-a întors, spune la binecuvântări, intră împreună în raiul din care au fost luat, până te vei întoarce din pământul din care ai fost luat. Ne oprim aici și mergem mai departe. În momentul în care omul n-a priceput această stare de îndumnezeire prin cuvânt și prin har, de ce? Ne arată pe Silvestru de Canev. Când a făcut Dumnezeu raiul, a pus două hotare. Hotarul vieții celei veșnice prin pomul vieții, care era chipul lui Hristos, împărtășania, Euharistia și harul, și harul Duhului Sfânt în chip harismatic în grădina raiului, de aia spune, prin lemn a venit căderea, prin lemn a venit ridicarea.
De ce? Iisus a stat pe lemn, dar pe ce? Pe lemnul blestemat al rațiunii. N-a stat pe lemnul binecuvântat al duhovniciei și al harului. Pentru că și crucea aceasta de acum are har. Dar de ce are har? Că e spălată cu sângele lui Hristos. De aia spunem noi, bucură-te lemn fericit. E varianta acatistelor vechi, originale. În clipa în care Adam mânca de fiecare dată din pomul cunoștinței, din pomul binelui, ce făcea? Făcea exact cum face un profesor la școală. Dumnezeu preda lecția lui Adam. Îi mai arăta încă ceva nou, îl pregătea pentru înveșnicire și îndumnezeire, și Adam, unde nu știa, imediat își aducea aminte, măi, dar eu când am mâncat din pomul binelui, din pomul vieții, totdeauna mi-aduceam aminte ce îmi spune Dumnezeu. Și iar se ducea și mânca. Deci, de fapt, ce făcea Adam? Era într-o permanentă liturghie cu Dumnezeu. El era într-o permanentă împărtășire cu Duhul Sfânt. Și cum mânca din Dumnezeu, din pomul vieții, cum strălucea. Iar se ducea și se sfătuia cu Dumnezeu, iar strălucea, iar mânca, iar strălucea. Și la un moment dat, spune Inocențiu de Odesa, că Dumnezeu a vrut, după toate lecțiile date, la sfârșit de sesiune, dai un colocviu, dai un fel de laborator, un fel de examen, de lucrare, să vezi ce ți-ai însușit din practica învățării. Și atunci l-a chemat și i-a zis, aici ai doi pomi, al binelui și al răului și al vieții. De aici nu ai voie să mănânci, restul din toți pomii să mănânci. Și Părintele Stăniloae tâlcuiește și spune, mâncarea din pomii raiului era mâncarea din virtuțile intelectuale duhovnicești la care omul poate ajunge. Smerenia, cugetarea, temerea, bucuria, rațiunea, alegerea, trezvia, răpirea, uimirea, extazul. Deci toate acestea filocalice, ce le găsim noi de la filocalia 1 până la filocalia 12. Dar din acest pom să nu mănânci. De ce? Adică într-un termen clasic nouă pământenilor, nu încerca să-L înțelegi pe Dumnezeu omenește. Și ca să vă fac să înțelegeți ce înseamnă băgarea nasului în pomul binelui și răului, am să vă dau o pildă logică luată dintr-o cărțurie din aceasta teologică, care aparține unui sfânt părinte de undeva din secolul 7. Vine la el un filozof și îi spune, Părinte, te nevoiești de atâta vreme în pustie și permanent vorbești de Dumnezeu, de parcă ai comunicat cu El. Da, Dumnezeu e pretutindeni, zice, nu e nicio problemă, e aici lângă noi. Și a zis, fă-mă să înțeleg. În momentul în care încerc să mă adâncesc în El, îl văd tot mai mare și tot mai departe. În momentul când încerc să mă rog, sau să las totul pe seama Lui, parcă mă mai liniștesc. Și pusnicul i-a spus, Fiule, vezi muntele acela mare din față? Da. Zice, pune mâna la ochi. Îl mai vezi? Nu-l mai văd. Acoperă acel munte cu palma. Păi nu se poate, părinte, zice, că de-abia o porțiune, dacă poți să o acoperi în fața ochilor, restul scapă. Păi asta este, fiule. Dacă mintea ta e de o palmă și Dumnezeu e fără de margine, cum ai putea să crezi că într-o minte cu margini încapi un Dumnezeu fără margini ca să-L înțelegi? Acesta este Dumnezeu. Și aici a vrut acum Adam să ajungă. Deși Dumnezeu i s-a prezentat fără margine, fără măsură, fără ferire, nu i s-a arătat ca lui Moise în flacără, în tunet, în fulgere, nu i s-a arătat ca lui Ilie în zefir, nu i s-a arătat ca lui Moise și Aron noaptea în nor și ziua în nor și noaptea în lumină de foc, nu i s-a arătat ca stea la Betleem, la magi și nu știu mai ce. Nu! S-a arătat în întregime. Uite, Adame,
Ia zi tu, cum se cheamă făptura asta? Oaie? Cum se cheamă făptura aia? Vacă? Cum se cheamă făptura aia? Urs? Cum se cheamă făptura aia? Miel? Cum se cheamă făptura aia? Lup? Deci, pur și simplu, Adam dădea nume dobitoacelor, insuflat de Duhul Sfânt și împărtășit din pomul vieții. Dumnezeu l-a supus acestui test, spune Inocențiu de Odesa, tocmai pentru a-i verifica fidelitatea rațiunii duhovnicești, nu rațiunii omenești. Acel pom n-avea nicio otravă în el, n-avea nicio treabă, ci era doar un simbol al postului pe care îl începem noi astăzi și Dumnezeu a vrut să vadă dacă omul se poate înfrâna de la o anumită categorie de voințe, că de aici ei se pleacă de la voință. În primul rând, sunt ferm convins că pe Adam nu l-ar fi interesat niciodată acel pom cu precădere dacă nu îi spunea Dumnezeu, nu umbla acolo. Și asta se întâmplă și în viața noastră de zi cu zi. În clipa în care îi spui copilului, nu pune mâna pe chibrite, el e curios ce e cu cutia de chibrite. Tu îi spui, nu pune mâna pe cuțit, el e curios ce e cu cuțitul. Ei, așa a făcut și Adam, din curiozitate copilărească, s-a apropiat în jurul pomului, dar în jurul gardului, în jurul văpăii de foc a îngerului Heruvim, care păzea raiul. Cine credeți că veghea? Veghea Lucifer, îngerul cel mare și strălucitor care a căzut din cer pentru că era curios ce vorbește Dumnezeu în sfatul Sfintei Treimi, cum de el nu este chemat, cum de el nu este poftit, cum de el nu este întrebat. Și atunci, cum spune Isaia, s-a suit să-și pună tronul deasupra munților de miază noapte și să fie asemenea celui prea înalt. Și îi spune tot părintele Cleopa, spunea frumos, stea de dimineață, ai căzut din înaltul cerului și ai târât cu tine a treia parte din stelele cerului. Este un verset în Isaia. Ei, dracu veghea în jurul gardului. De ce veghea? Măi, ce făptură mai fi și asta care are și trup și carne și stă de vorbă cu Dumnezeu, iar eu care sunt înger, numai cu Duh, deci spiritual, n-am putut să mă apropii de Stăpânul și Creatorul meu. Auzind vag ce s-a vorbit, cum facem noi, prin birouri, prin casă, pe la ușă, pe la prieteni, prindem câte o frază și o dezvoltăm după aia sub formă de bârfă, clevetire, informație, răspândacul și zvonaciu, știți, nu contează cum îi mai adaugi și tu trei forme ca să-i dai fondul și așa se răspândește minciuna și rău în lume, așa a făcut și Satan. A auzit el ceva de pomul vieții, a auzit ceva de moarte, a auzit ceva de mâncat, dar a vrut să se confirme că a auzit bine. Și în clipa când cei doi se plimbau pe lângă pom, Satan a pus o singură întrebare. A zis Dumnezeu că dacă veți mânca, veți muri? La modul ironic. La modul curios. Eva s-a și legitimat. Da, a spus Dumnezeu că dacă vom mânca, cu moarte vom muri. Deci a trădat sfatul casei în afara casei. De aia la împărtășanie noi spunem când luăm în gură pe Hristos. Nici voi spune vrăjmașilor mei taina ta, ci sărutare îți voi da. Nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci voi striga ca tâlharul pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Iată, aceasta e taina. Tu nu trebuie să știe diavolul ce vorbești cu Dumnezeu. De-aia nouă ne s-a lăsat rugăciunea din inimă și din minte și din gând. Pentru că în momentul în care eu mă rog cu imaginația și cu rațiunea, Doamne, dă-mi să iasă copilul student, Doamne, dă-mi să am servici, Doamne, dă-mi să rezolv cu casa, Doamne, dă-mi să-mi vând pământul, dracu știe. L-a vândut pământul, îți trimite unul să te înșali, un notar care îți ia mai mulți bani la acte, altul care are o ipotecă și îți vând pământ fals și îți creează deja ispita, ți-o așează dinainte. Dar în clipa când ni s-a dat posibilitatea să ne rugăm în inimă, noi știm că în inimă de la botez stă numai Hristos. Și acolo când te ascunzi tainic cu El și faci unirea, cum spune în zbornic ăsta... Teofan Zăvoritul parcă scrie despre rugăciunea inimii. Ei, când se face unirea în inimă,
Acolo satana nu mai poate pătrunde. De ce? Că e casa harului, casa sufletului. Când o faci numai din minte, curățești mintea. Dar mintea poate zvâcnie în rațiuni și rele și bune, lucrările minții. Dar dacă te-ai coborât în inimă, acolo nu știe și Hristos, tocmai asta cere. Fiule, dacă îmi dai inima ta, am să-mi fac locaș în ea. În momentul în care Eva a destăinuit taina, lui satana atâta i-a trebuit și a spus, nu e adevărat. Deci uitați-vă ce face rațiunea. Rațiunea face următorul lucru. Tu vii bolnav la Sfântul Maslu sau la spovedit și eu îți spun, spovedește-te și împărtășește-te că va fi bine și tu începi să-mi explici. Dar de ce, părinte? Stați să vedeți ce mi-a spus doctorul. Dar stați să vedeți ce scrie în diagnostic. Dar stați să vedeți ce arată analizele. Dar stați să vedeți ce am citit pe internet. Dar stați să vedeți ce mi-a mai spus un specialist undeva. Asta este explicația rațiunii. Același lucru l-a făcut și Adam. A început să sporovăiască cu dracu povești nemuritoare. Și satana i-a spus cel mai important factor. Nu este adevărat. Deci iată, îndoială. Nu este adevărat. E o minciună ce v-a spus Dumnezeu. Invidia și gelozia lui, pentru că veți mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, nu este că veți muri. Se teme să n-ajungeți ca el. Dar dacă Adam era înțelept și spunea, știi ceva, dragi? Ia că eu nu vreau să fiu ca Dumnezeu. Ia, lasă-mă tu în pace. Și să întoarcă spatele să se ducă să mănânce din pomul vieții. Automat mintea se curăța. Dar a intervenit, cum spun Sfinții Părinți, cel mai adânc factor și neașteptat. În clipa următoare, ochii lor s-au deschis spre lumea palpabilă și ei n-au mai simțit pomul binelui și răului ca pe o primejdie. Deschideți octoihul de la strană, la glasul 8, și citiți. Frumos și bun la mâncare era rodul ce m-a omorât. Deci ce s-a stârnit imediat în mintea lui Adam și a Evei? Imaginația a adus rațiunea, rațiunea a dezvăluit pofta și unde o putem noi explica aceasta? Vă spun tot eu, chiar dacă vi se pare rutinal și plictisitor. Iei un inocent de ăsta de 13 ani, de 14 ani, o fetiță de 15 ani și începi să le pui filme pornografice. Nu trebuie să le pui tu, și le pune. Acolo în filmele alea, erotismele și trupurile roze și date cu ulei și toate scabroșenile alea prezentate atât de ilustru și magnific, fac din actul sexual un imperiu al plăcerii nestăpânite. Ca în final, când actul în sine va avea loc, să-și dea seama că de fapt nu-i nimic. Dar acel erotism prezentat sub o formă gravă și foarte interesantă, face pe diavolul ca în mintea acelor inocenți să dezvolte cea mai urgisătoare și mizerabilă formă de desfrânare din toate simțurile. Minte, rațiune, ochi, urechi, mâini, picioare, gândire, patimă, poftă, tot dezvoltă. Și faptul în sine e nimic. Același lucru l-a făcut dracu și cu Adam în rai. Atâta gust a început să aibă și savoare fructul acela neimportant, care era o pârlită de smochină, că nici despre măr nu era vorba, sunt povești nemuritoare, noi europenii spunem pom, măr. El era un smochin, care este simbolul cu mii de semințe, dulce și lăptos, semințele sunt mulțimea păcatelor nenumărate care ies din poftă, iar dulceața păcatului este trecătoare, pentru că smochina, după ce o mănânci, nu simți nimic, decât ațele alea de la, sau sălcerea aia de la semințe. Deci asta era de fapt fructul respectiv. Era un pom ca oricare. Dar în clipa în care l-a văzut, i-a stârnit întâi savoarea poftei și frumusețea. Și a și urmat căderea. Și cineva a spus, dar dacă mânca numai Eva și nu mânca Adam... Tot o prostie. Și când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut om și femeie. Deci fiți atenți, așa spune Scriptura. Și apoi a făcut femeia dormindu-l pe om. Deci simțurile erau unul din celălalt. Se legau. Era biologicul. Când trece albina pe floare, nu trece să ia
ăsta polenul de pe stamine și să-l ducă pe pistil. Nu i-ați duce să caute miere. Efectul polenizării are loc singur. Ea trece pe lângă polen și atinge fără să vrea pistilul care produce fecundarea. Așa s-a produs și căderea, frate. În momentul în care dulceața a străpuns mintea Evei, bărbatul a și întins mâna să guste. De ce? Era atracția unul față de celălalt. Nu există creație fără conservare. Nu există masculin și feminin fără reproducere. Deci, vedeți, se întorceau în pământul din care au fost luați. Tocmai de aceea Dumnezeu, când i-a creat la a doua cădere și l-a adormit pe om, nu i-a făcut un bărbat, ci i-a făcut o femeie. De ce? În preștiință, așa tot puternicia Dumnezeu știa că va cădea. Deci aceasta este esența căderii. Nu poveștile nemuritoare sau auzite și speculate de aici de acolo în fel și chip. În clipa în care a avut loc căderea finală, că aici suntem deja la finalul Evangheliei, era nevoie de două lucruri. De prezența lui Dumnezeu, care o chemăm prin aripile sufletului, postul și rugăciunea. De iertarea lui Dumnezeu, dar care trebuia cerută de cineva și implorată de cineva, de aceea începe postul cu această Evanghelie. Când postiți și vă rugați, nu vă zmoliți fețele ca fățarnice, ci spală fața ta și unge capul tău. Adică bagă în cap înțelepciunea și iubirea de Dumnezeu, iar fața senină că te jerfești pentru El însuși, vei mânca sângele și trupul mielului. În momentul în care vrei să mănânci trupul și sângele, trebuie să ierți celor ce ți-au greșit. De ce? Că și Adam n-a știut să ceară iertare, dar totuși Dumnezeu l-a iertat. A trimis pe unul născut fiul său în lume, că așa spune, asta e viața veșnică, ca lumea să te cunoască pe tine singur și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos care l-ai trimis în lume să mântuiască pe cei păcătoși și l-ai dat la moarte încă ce fel de moarte pe cruce, ca să mântuiești neamul omenesc. Ei, de aici tabloul s-a schimbat. Gata lumină, gata har, gata pomul vieții, gata povești, gata sfat cu Dumnezeu. Totul s-a transformat în macabru. Totul a devenit mai firesc și mai autoritar și mai judecătoresc și mai justițiar decât ni s-ar părea nouă. Scurt, prima întrebare. Adame, unde ești? E o întrebare pe care de 7000 de ani biserica o pune pentru fiecare suflet de creștin în parte și chiar și de păgân, să știți. Deci biserica se roagă și pentru păgâni. Când spui pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului, pentru vrem cu pace Domnului să ne rugăm și când te rogi pentru toată creația văzută și nevăzută și aceia au tot suflete și aceia au tot rațiune și tot Dumnezeu i-a creat. Deci și pentru ei ne rugăm. De ce ne rugăm? Să cunoască lumina cea adevărată. În momentul acela Adam i-a dat două răspunsuri. Putea să spun așa, Doamne, sunt în rai. A spus, nu, Doamne, aici sunt. Cum tu stai în rai, vorbești cu mine, îți arăt frumusețile și tu nu mai știi cum se cheamă locul unde ești? Când spui, Elena, tu unde stai? Ea nu spune, păi stau în cartierul Nicolina, șoseaua Nicolae Iorga, numărul 15, la blocul numărul 4, apartamentul 6, etajul 2. Nu? Așa-ți vine scrisoarea din lume când scrii unui coleg sau prieten. Îi spui, da, eu sunt din Iași. Stai, dragă, Iașul e mare. El nici atât n-a putut spune. A spus, aici ești, Doamne. Deci nu mai avea identitate. N-avea loc. Iată prima ruptură de Dumnezeu. Când spui, aici, părinte, sunt creștin, sunt botezat, sunt ortodox. Deci ăștia lui Dumnezeu. El nu mai avea această identitate. Iată, prima cădere de acum pământească. A doua întrebare. Nu cumva ai mâncat din pom? Doamne, zgol, mi-e rușine să mă arăt. Unde stătea Adam? Ascuns între copacii raiului. Dumnezeu nu vedea prin frunze, îi trebuia infla roșu. Și-a pus și el și niște frunze de smochin pe goliciune. Pentru că a văzut că este bărbat. Ea a văzut că este femeie.
Deci aveau bunul simț totuși față de Dumnezeu. De unde și noi învățăm că în biserică trebuie să vii cu bunul simț. Nu scoți sânii la vedere și fundul ca să faci reclama, alea le ții acasă pentru soț. În clipa următoare Dumnezeu a întrebat el direct. Nu cumva ai mâncat din pom? Trebuia să spună, da, Doamne, am greșit, iartă-mă. A început dumnezeirea din Adam să vorbească împotriva lui Dumnezeu Creatorul. Femeia ce mi-ai dat-o. Iată cum a început Dumnezeu să facă lucruri rele în ochii lui Adam, după părerea minții noastre. A întrebat-o pe femeie, tu de ce ai mâncat? Șarpele m-a măgit, te-am pus eu să faci șerpi, Doamne, nu trebuia să-i creez. Și atunci Dumnezeu s-a supărat, l-a mustrat pe șarpe, crezând că pentru ultima oară aude din gura lui Adam, iartă-mă. Și ce a spus șarpelui față de femeie atunci de față? Blestemat ești să te târăști pe pământ. Poate v-ați închipuit vreodată când un părinte își pune speranța în plozii lui, știi, la bătrânețe, să aibă vreun sprijin, vreo mântuire, vreun ajutor, și ăia, dacă îi pot arunca într-un azil bine, dacă îi pot uita în casa lor bine, și dacă poți uite că i-a avut, e și mai bine. Și în final, ăla cu năduf și cu acreală în suflet, scoate o vorbă din aia, de s-ar alege praful din dânsii. Ei, cu aceeași mânie a blestemat Dumnezeu pe șarpe. În țărână să stai, țărână să mănânci, vrăjmășii voi pune între tine și femeie, dar ia-ți va zdrobi capul. Nici aici n-a ciulit urechea Eva și să zică, Doamne, iartă-mă că am greșit, nu-mi dau seama ce am făcut, te rog, înțelege-ne că am fost proști. Nu! A tăcut! Bărbatul m-a îndemnat. Am fost violat, aveam cuțitul la gât, da, dar ți-a plăcut. Ei, înțelegeți? Atât de mult l-a iritat pe Dumnezeu această scârboșenie sufletească a omului trăit în rai, care s-a lepădat cu atâta ușurință, spune părintele Stăniloae. Atât de mic și de mărunt a fost la cuget Adam, că pe cât de lungă i-a fost șederea în rai, pe atât de scurtă i-a fost căderea. Deci n-a înțeles nimic din rai. Și atunci i-a scos afară, le-a dat pământ să muncească, să trăiască, să spune că a plâns 200 de ani la ușa raiului și totuși Dumnezeu nu s-a îndurat. Și este așa, Adame, cunoaște pe femeia ta, fă fii mulțiți, vă nu pierde vremea că e inutil. Alta-i chemarea, nici de cum ce crezi tu. Și iată au trecut 7.000 de ani de la izgonirea lui Adam din rai până în zilele noastre, 7.500 de acum. Ca să înțelegem noi azi la biserică că atunci când te împărtășești și nu ierți, ești un Adam fals. Că atunci când te împărtășești și ții ură, ești un Adam fals. Atunci când te împărtășești și îl supiri pe Dumnezeu, ești un Adam fals. Atunci când te împărtășești și faci păcate, ești un Adam fals. Atunci când te împărtășești și ești viclean, ești un Adam fals. Atunci când te împărtășești și faci rău, ești un Adam fals. Deci ce ești de fapt? Un Dumnezeu al întunericului tău. De aia Palama striga că te-l ținea bojoge deasupra mănăstirii Sfânta Lavră în pustia care e acolo și striga că te-l ținea gura în Sfântul Munte unde avea chilia. Doamne, luminează întunericul inimii mele. Să dea bunul Dumnezeu ca astăzi, în duminica aceasta, când începe postul, să ne rugăm toți de deschiderea ferestrelor inimii ca să intre lumina lui Hristos și să înțelegem voia Lui cea sfântă. Și El are trei voi. Eu vreau ca toți să se mântuiască, eu vreau ca toți să vină la cunoștința adevărului și eu vreau ca toți să fie unii. Amin. Să trăiți, părinții. Pentru că începe postul, poate o să vă spună și părintele Stareț, deci începând de miercuri, spovedim zi la zi cine-i pregătit și are voie, va fi canonul mare în fiecare zi la ora 3, ca să nu întârzi nici oameni mult, nici să plece prea târziu. Și zilnic veți avea, când aveți nevoie, spovedanie, liturghie și cele de cuvință, după cum se știe rânduiala, iar cei care mai au o întrebare nelămuritoare o vor afla pe parcurs.